ロットの戦闘力はいくつですか？8000以上だ。Golden weapons are too powerful for you to behold. Your survival chance is zero. Kneel and offer your life to me. Season 49. Note. Pe și fete, namaste. Aici văd și aparent sunt mai mulți youtuberi români, nu cred, eu cred că sunt singurul. Romanian Chian. Romania Chian. Vreau să văd. Drac. Romana Chian, ai face o colaborare cu mine, ceva. Friends me on Twitter, ceva, link în descriere, ceva. Friends me, hai să fim prieteni VTuber, ceva. O fiu mai bine, hai, ne jucăm CSGO, ne omorăm unul pe altul pe CSGO, anyway. Ok. Da. Salutări, dragi tași otăcițe! V-ați uitat vreodată în oglindă și v-ați... Salutări, dragi tași otăcițe! V-ați uitat vreodată în oglindă și v-ați zis... Ah, ce păcat că nu s-o fată anime drăguță și că sunt un bărbat de 22 de ani care trebuie să trăiască într-un sistem capitalist? Dacă răspunsul este da, atunci... Da, fucking capitalist speaks. Ai probleme. Dar, bine ai venit în club. În zilele noastre, totuși, aceste gânduri nu mai sunt doar niște gânduri. Datorită internetului, tehnologiei, creativității, dar și în mare parte datorită animeurilor, astăzi, ceea ce cândva era doar un vis, devine realitate. Și acea realitate se numește VTubing. Așa că astăzi o să vorbim despre ce înseamnă acest fenomen și cum e să fii VTuber cu invitata noastră specială. Ia mă, cum e să fii VTuber? Nu știu cum e să fii VTuber, ca nu știu bătbăzi și fiecare. Ia nu știu cum e VTuber, mă. Nu știu cum e să fii VTuber. Efect, nu știu cum e să fii VTuber. Anyway. România Chan. Cu peste 5000 de urmăritori pe Twitch și pe Twitter, Rocean este unul dintre cei mai populari VTuberi români. Dacă mor, eu plâng. Păi ce faceți acolo? Scuze, am emoții. O, te înțeleg și eu. Ce înseamnă? Emoții! Ce emoții, mă? Eu nu am să avea emoții, aici e... Let go, girl. Boy, whatever, voice. Ceva. Pentru tine VTubing și ce e un VTuber, de fapt, ca să punem pe toată lumea în temă. Pentru mine VTubing-ul înseamnă să fii streamer sau YouTuber și să folosești un avatar 2D sau 3D cu personaj original, OC sau ceva preset luat de pe internet și pur și simplu să faci content cu el. Ăla e în mare VTuber-ul ca definiție. E o personalitate, mă. Să zic încă, dar și eu sunt aici la fel, am mai gri. Nu e că acest avatar are și backstory, live, lore ceva. Am ochii portagri pentru un cane Darkseid din Revoiul Stelar, Anakin și chestii. Ochii roșii așa, pupila roșie pentru că sunt furios tot timpul. Părul roșu pentru că sunt un Makai, ca un Okuto no Ken, ca Kaio. Nu e că evoluat. Și da. Și chestii, da, sunt saiazin, mă fac să am saiazin și chestii. De rog eu. Sper să am 2. 3. O mai amu, sindeiru.
4. Supraseanu 4, mă. Vă place? Eu mă scheam. God, sunt zeu acum. O transformam în zeu oricând vreau eu. Deci nu sunt muritor. Nu sunt nemuritor, sunt muritor. Numai ca să pot primi Zenkaiu Booster. De luminitate. Supraseanu Blue. Și favoritul meu, roze. Dar pupilele roze pentru că așa e. Sunt demon, sunt Macai, am de devil, Mazin, chestii, vă spun lor ochia. Ok. Mă vor face ei să toate alea. Tehnic, magie, maho, macacra, psichile tapte chiacra, primare, era corpului, Sivana, ma, chestii. Da. Genjutsu, dozutsu, chestii, le-am pe toate. Aveam și Supersan legendar și Ikari, numai că le-am pierdut. Folderele cu ele, mă rog. Hai să control. Online. Da. Da, am și eu backstory, pentru că da, momentan este la list. O să spesie și o să fac și o adaptare cean pe Gakia Club. Da, am clienți. Ok. Dar nu acum. O persoană de online, o persoană. O persoană, da, ca un fel de persoană, doar că cu mai puțin păr. Exact, un persoană anime. Și e fan și că poți să-ți ascunzi identitatea. Gen, nu să stai să te machezi în fiecare stream și chestii. Poți pur și simplu să fii pijamane și gata, punești telefonul cu YouTuber, gata. Sau gol. Am auzit, am văzut pe YouTube că zic că unii sunt goale, chestii, fără suțien, chestii, da. Alții sunt chiar mame. Am văzut mai de mult un videoclip unde era o mamă VTuber și a venit fiul pe fundal și vorbea acolo. Gătuna cu Betnani. Foril, da. Fără mișto. Sau să-ți aranjezi părul, să îți pui căștile într-un anumit mod ca să vadă ok părul, sau să pornești luminile, sau chestii de genul ăsta. Da, becuri, haine, consum curent pe toate alea, machiaj, nu, prea multă muncă. Chiar am făcut așa un test să văd cam cât de mult curent consum cu luminele și toate astea și nu e chiar așa de mult pe cât mă așteptam, adică sunt mai bine decât credeam. Și cum ai început să faci streaming? Ce te-a determinat să te apuci, să te pui în fața oamenilor pe internet și să începi să vorbești? Sincer, de mult timp am niște prieteni care se uită la streamer și îmi duceau și mine să mă uit de curiozitate și mi se părea foarte entertaining să... Ideea asta de a te juca jocuri video și să fii cu alți oameni în același timp, să te vadă cum te joci, să reacționeze, să fii acolo cu tine. Și eu care sunt mare fan a jocului. Nu mă lea tot oricum. Da, da. Sarmale, mămăligă alea, a, gata, ești român. Sincer. Sarmale, I love Romania, I sacrifice my love Romania. I love Romania, I sacrifice my love Romania. Gata, când intru pe TikTok, sunt videoclipurile alea cu oameni care vin în țară și degustă sarmale și chestii și mi se pare wow. Nu vrei să știi că am eu pe TikTok, mă, pe prezi, nu vrei să știi. Practic, nu vrei să știi. Crede-mă. E horror. Nu v-ați săturat să vedeți același videoclip tot timpul? Exact, da, e ciudat. Dar măcar nu mi-i place, nu avem ce să ne plângem, avem și noi turiști. Corect, turiști. Corect, corect. Dar nu contează, pe mine nu mă definește ideea că sunt român. Acum îmi dau seama, albastru, rosu, galben. Deșteaptă-te române din somnul chel de moarte. România, pur și simplu e avatarul care s-a animat să fie. Mm-hmm. Eu puteam să mă fac și... versiunea mea reală, mai anime ca avatar, nu neapărat România Chan, dar am ales-o pe asta pentru că lumea vroia content, că așa zis, hai că o fac realitate. Sincer, respect decizia asta, pentru că atunci când eram mic și trebuia să fac un personaj în jocuri sau ceva de genul ăsta, întotdeauna încercam să mă fac pe mine, ceea ce m-a făcut să mă simt foarte puțin creativ, așa că... Dar e normal, toți facem asta când suntem în character. Aha. Personal. Și atunci să mă crezi pe mine și toți sunt mai creativ ca toți, efectiv. Nu vrei să știi poate povestea mea, e mai complicat decât One Piece-ul, efectiv. Cam nu știu chiar nimic mai complet povestea, mă rog, înțeleg ce-ți face. Acum lucrez la poveste, să fac așa. Îmi facem pe noi sau să zicem versiunea aia de perfecțiune, personaj perfect pentru noi.
Ceva în genul. Da. Sau pe noi fete. Da, 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 da. Da, da, în caz dacă crezi că sunt fată, nu, sunt beat. Fully beat. Nu, 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 n-am vrut zelosare ca fată, nu. Sunt beat, nu sunt fanboy nimica, sunt... Asta e chineu mă, chiar încă am arte marțiale. Kung fu chestii, dar e rosu, nu alb. Pentru că, da, sunt de devil, înțelegeți voi. Eu spun că sunt de devil, am de devil. Orewa acum, mama. Acum, da. Orewa acu. Orewa mazindo. Makai, sunt un makai bubes. Un raso. Sunt răcuri, sunt un raso. Da, România cea ca design e basically pur România, gen părul blond e pentru că e steagul în albastru, galben, roșu. Mm-hmm. Ochii vezi mai mult. Ziceam că maro arată basic, chiar dacă sunt comuni, albastru e prea clișeic, așa că am pus verde că na, nu știu, mai neutru. Neutru? Da. Da, nu știu, da. Maro nu prea îmi place cum arată pe anime-uri, mai mult o decizie de stil, nu de sens, n-are sens neapărat. Și legat de România cea. Te-ai gândit vreodată să te desparți de acest personaj? Am avut momente când... Personaj? Se zice că ăsta nu e personaj. Avatarul ăsta, eu sunt însumi personajul ăsta. Nu știu dacă pățești și tu asta, să primești foarte mulți hateri din când în când, așa un val mare într-o perioadă și m-a demotivat foarte tare chestia asta și... Nu m-ar motiva mult ca asta. Nici mă afecta să făcam singur. I don't care what the people fucking say. I hate them. Le fac și distra, că le fac de toate. Super Saiyan Rosei 3 Limit Breaker Evolution. Omnigod Breathe Limit Breaker Unlimited Evolution. Omnigod Chakras. Da. Eram la modul aproape să renunț. Nu mai vreau să fac streaming. Foarte stresant, nu mai vreau să mă cer cu oameni degeaba. Don't give up, girl, don't give up. Just do it. N-am făcut nimic rău ce aveți cu mine, dar nu am avut mulți prieteni. Da, nu. Tata ca e. Poți să înțeleg hate-ul. Cum poți să vină oameni random care nu te cunosc, pur și simplu și vine, oh, ce prost ești, oh, lasă-te, nu știu ce. Nu înțeleg, dar n-ai niciun sens pentru mine. Chiar nu are. Bine, eu așa ca hate n-am primit cine știe ce. Lumea se lua când aveam 14-13 ani de mustața mea și de monosprânceana mea și de culoarea pielii mele. Mai să mă gândesc pe că uite, am pus ca expresia facială. Forum, mă rog. Da. Mă cheam mai multă barbă. Mă rog. Dar... De ce? Pentru că era destul de închisă. Era destul de închisă. Și aveam o monosprânceană din... Și eu m-aș fi luat de mine acum, dacă e să mă... Ok. Ce-a fost mă editul ăla? Ăla e din demonic, bă. Bă, se arăt eu edit cu demonic. Nu sunt esperând că n-am editat, dar am o final form. Nu ca VTuber, oricum e dezbrăcat complet, femeie, mă fac femeie, zileți, e și ca că le mor inspirat. Și, da, oricum e o perioadă de tot, oricum, e mai mult de sol, dar nu. Așa și... Da. E cu eco, e cam claimă, dar mi-o recomandeam în claimor, e foarte mișto, da. Da, glumesc. Sunt răi copii. Da, sunt foarte răi. Și mi se pare că... Sau parcă în claim nu se vorbea cu eco. Sunt parcă din ce în ce mai răi, așa, în ultima vreme. Da, și eu mă feresc de copii. Când văd un grup de adolescenți, așa, încerc să merg pe lângă ei departe, așa, să nu mă vadă, că simt că o să-mi iau bullying de la copii. Da. Copiii și tipii de pe stradă care sunt cu berea în mână, ăia sunt cei mai dubioși. Da. Dar se vezi în Rusia, oare ce-o fi? Bullying-ul m-a făcut oarecum să vreau să renunț, dar după aia am vorbit... Nu renunțam, mă, nu renunțam! M-am învățat să ignor mai mult, să fiu, îi dau bloc aia, poate să scrie ce postări vor ei despre mine, să mă facă toate felurile. Am pățit și chestia asta, gen, să facă lumea postări de hate despre mine. De genul ăsta. Plastic decât clișeic, pentru că ascultam și eu odată. Ei, și nu vreau, dar sunt. Și al meu! Deci, am văzut o singură dată unul și de atunci nu pot să scap de ei. Cum se pare, de exemplu, ai fost la ediții de Nijicon, de Otaku Fest, chestii de genul ăsta? Da, am fost la Nijicon. Da. Oricum, lăsa mai mult odată asta.
Nu pare rău. Okay. Chiar nu știu. O să răspund eu, Boku no Hero Academia. Continuând. Nu cred că se mai uită la mine. Pentru că a crescut. Dar ce mi s-a părut și mai, nu știu, evident, a fost atunci când mergeam la liceu. Și... Ok, asta a fost reacția mea, dar reacția nu vreau, nu vreau reacția la tot, pentru că de aia, oricum aveți în descriere totul. Rumenia, chiar, frumos, colaborare, Cheva, vreau și eu să fiu fericit, te rog frumos. Cheva, I don't care, please, make me happy, make this demon happy, please, make this fellow anger happy, please. Deși eu am fost mereu de demon, nu fellow anger, mă rog. Please, please, make me happy, please, girl. Vă rog, colaborare să mai faci Skype și chestii. Chiar că, mă, Tizel mai nici acum nu mi-a răspuns la colaborare. O să mai trimit odată o mesaj, dacă nu aia e, nu las. Namaste.